muncă, de mecanică. Deci aici lucrau cam câți oameni? Cam 300 de oameni. Perfect. Au fost perioade când se... Se lucra și trei schemuri. După aia mai încoace, spre anii 90, trecute două schemuri, se lucra la cultura de seara. Ulterior am mai ținut, dar la închese de ele. La ora actuală, în activitatea economică, se fac un lucru mai bine, și ceva pescuit. Jean-Bart de fapt era de pe undeva, de pe la Brăila, nu? Da, nu știu de unde era, dar a locuit aici și a scris... A fost comandantul da. Portului da. Pe o perioadă și el aici a început să scrie. Exact. Asta, clădirea răpânată e Hotel Camberi. Acolo era hotelul ăla, aici hotelul. Exact. Acolo. Dacă ați fost acum 22. Aici nu era cinematograf înainte? Era cinematograful ăla prins de când eram copil, de 50 de ani, deci era cinematograf. Domnul Tașanii a fost aici. A fost mai trebuie să-ți spune banii, dar... Până anul 800... Farul, uitați aici, imediat. Farul Lucescu e aici? Nu. Farul Lucescu da, pe stânga. Nu, ăla e farul Lucescu. Ăla era, a fost construit de ruși, ulterior a fost predat Imperiul Otoman, după care a venit României, Comisiei Europene. O biserică făcută înainte de primul război mondial, mai a fost bombardată, s-a stagnat cu lucrurile, a fost după al doilea război terminat. Și ce nu restaureze? Da, au fost niște pescări să restaureze, dar n-a fost chele, s-a bucat puțin de ea și cu chelele, s-au făcut cu aici, punerea cu statele Europa, cu totul, cu acesta s-a tractat, s-a scoate către Iglesi și a făcut Palatul Comisiei Europene. Uitați ăsta de aici. Băi, asta a fost prima idee a Uniunii Europene. Așa ține forma de atunci. A mai fost recondiționat, era acum 20 de ani. Acum deja nu prea mai arată ca mine, dar asta este. Uite cum Mamaia 2 punea mă geamanduri pe dumnele. Da, asta e o navă de semnalizare. Am lucrat pe ea vreo câțiva. Da? La FDJ. Cred că era mai frumos prin aportul de ani. Păi normal. Câte clădiri de la FDJ. Păi vă dați seama că dacă se păstra nu... de acum 100 de ani, de acum 50 de ani măcar, dacă păstra arhitectura aia.
Păi, gândește... El a prins o grămadă de clădiri vechi care... Nu mai sunt acum. Nu mai sunt, nu mai. Sulina avea 17.000 de locuitori în 1178. Da, păi se făcea comerț aici. Deci în timpul... În timpul războiului de independență, când românii se băteau cu Imperiul Otoman, cu Vașa, Sulina avea granița aici, Comisia Adunării Europene era aici. Corăbile veneau din toată lumea, încărcate cu piatră, de piatră din aia voroasă, galbenă. Nu s-au reîncarnat, da. Am zis, bă, că s-au bătut cu Imperiul Otoman. Păi s-au bătut, mă. Am zis, Ștefan cel Mare a bătut. Ce bani era Imperiul? Dar zici câte le-a Ștefan cel Mare și domnitorii noștri au câștigat câte un mic război acolo, dar nu înseamnă... Câte o mică bătălie, nu război. Bătălie, dar nu înseamnă că au bătut Turcia, că n-aveai... N-aveai cum, era o putere foarte mare ca să... Nu și a cis, uite că războare i-a bătut. Erau alimentari, dar acum i-a luat cu 15 ani, deci tot. Deci i-a luat tot niște bani care îi dă degeaba, că ei nu pot să facă lucrurile aici. Aici, în dreapta, un hotel al firmele de turism de pe timpul Ceaușescu, BTT-ul era, un hotel foarte modern la vremea respectivă. Mai după Revoluția mai merg, vreo 3-4 ani, care... Dar ce camuflat, de ce ascuns aici? Acum e așa, că cum te făcuse, așa nu erau copaci ăștia așa de mari. Era foarte modern la vremea respectivă, numai în marmură, numai în tot felul de picturi, mă rog. Da. Aici e poliția de frontieră, da? Întreb pe toată lumea, poate cineva știe. Da, dar e închis. Are poarta. E închis? Nu trebuie să fie. Nu. Aici este un bazin. E o cală, e o instalație cu care se ridică navele ca să faci lucrări de întreținere de la... Țineți-vă bine, vă rog frumos, nu vă speriați. Se întâmplă... Au luat-o cineva, acum a băgat de-a mai mult, vreo câteva milioane de euro ca să o facă și bazin și tot, după care n-am mai permis toată lumea să... Ei s-au calculat că aveau pe 300 de nave de atunci de Rusia, pe tot tăiat aici, la fier vechi. Rusia fiind extracomunitară, nu le-a mai dat voie să ducă navele aici. A lăsat investiat. Deci a investit banul respectiv și a rămas toate. Uite ce frumos e salcia asta, ia uite ea cum cade în apă salcia asta. Da. Apa aici era... Începea marea, de la 1850. Da, ulterior s-a urmărit digul de mor și de... S-a adunat metru cu metru s-a adunat în timp, da? Da, culorile veneau aici aveau prag undeva la 3 metri. Peste 3 metri nu puteau treca. Veneau încărcate, ei se descărcau până trecea pragul de 3 metri, se descărcau la loc. Plecau mai departe, până la Galaș, fără la maxim, cred că era... De acolo ieșeau înapoi încărcate cu plăne. Dumneavoastră ziceți că
mai lucrat pe aici, la mare o să fie valuri. Deci să nu... Eu o să-i anunț pe fetele mei, pe tante Augustina o să o țin eu, în mod special, că nu. E mai sperioasă, așa. Acolo e o leacă mai... E. Nu, da, vă țin pe toate, mai lăsați. Ei toate farfurișurile bagi acolo, gata.